Slavă Domnului! Dragi frați și surori, sunt Adrian și voi traduce un mesaj al fratelui Joseph. Domnul să vă binecuvinteze! Bună, dragi frați, Domnul să binecuvinteze pe toți. Sunt azi aici cu Dora, Adrian și fratele Joseph. Vrem să spunem câteva întrebări, frate Joseph. Te deranjează dacă te vom bombarda cu câteva întrebări? Nu. Dar din moment ce stăm aici cu Adrian și cu Dora, de ce nu îi bombardezi pe ei? Ciao, Adrian. Ciao. Ești gata să fii bombardat? Nu știu. Ciao, Dora. Ciao, fraților. Vreau să spun că sunt frați care ne scriu de mult timp, și este o dorință pe care, foarte frumoasă pe care au. Cum se face să fim mireasa lui Hristos, să fim ucenici? Sunt lucruri pe care putem să le facem mai bine, pe care am putea îmbunătăți câteva lucruri în noi. Toți avem căderi. Deci vreau să te întreb, cum putem să devenim ucenicii lui Hristos și mireasa lui Hristos? Pentru că 2000 de ani în urmă, lucrurile erau diferite. Când ucenici erau învățați de către Iisus, cum se face să fim ucenici? Nu că eu sunt, fratele Joseph spune, nu că eu sunt, am ajuns nu știu unde, foarte departe. Primul rând vreau să spun că mireasa lui Hristos nu este căsătorită încă cu Hristos, este logodită. Ce pot să fac este să, din anii mei de evangelizare și umblare cu Domnul, cum că toți venim din lume și suntem secolari, am fost secolari într-un moment sau altul, pot doar să împărtășesc. Sunt frați care sunt mult mai maturi decât mine, mai buni decât mine, dar din puținul pe care l-am învățat, Domnul să mă ajute să-L împărtășesc. Dacă îmi faci, îmi pui întrebări precise, îți voi răspunde precis. Dacă îmi pui întrebări vagi, nu voi răspunde vag. Dora spune, sunt lucruri care m-au șocat în viața mea. Sunt lucruri care m-au șocat în viața mea. Tatăl meu s-a divorțat, s-a recăsătorit și mama mea vitregă, soția tatălui meu, ea este foarte ortodoxă, religioasă, vizitează toate mănăstirile, postește, se roagă la sfinți. Și eu, într-o zi, tatăl meu a venit la mine și m-a întrebat, eu sunt confuz, nu înțeleg un lucru. Care este între tine, diferența între tine, Dora, care îl iubești pe Iisus și citești Biblia, și soția mea, care tu nu vizitezi mănăstirile, nu te rogi la toți sfinții, dar totuși văd că tu îl iubești pe Iisus. Totuși sunt confuz. Nu este același lucru, nu este același Dumnezeu, nu este aceeași Biblie. Care e diferența între tine și ea? Și eu am avut un pic o problemă de a explica. Până astăzi el nu înțelege care e diferența între mine și soția lui. Soția lui care poate nu se roagă, nu face rozariu, ca și catolicii, dar se roagă la sfinți, se roagă la Maica Domnului. Se duce, vizitează toate mănăstirile. Când tatăl meu a fost bolnav, ea a făcut multe lucruri religioase, rugăciuni și așa mai departe, dar nu s-a schimbat nimica. Poate și acest lucru, poate tu ne-ai putea explica, frate Joseph, care e diferența între oamenii religioși și cei care îl urmează pe Iisus ca și ucenici. Nu este că eu pot să-ți explic tot, dar Domnul mi-a dat un dar al versetelor din Biblie și
Datorită ajutorului Duhului Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, putem să discernem pentru orice problemă să găsim o soluție. Deci cum putem să devenim mireasa lui Hristos? În primul rând trebuie să fim ucenici. Dacă nu suntem ucenici, nu putem să fim mireasa lui Hristos. Ucenici nu trebuie să fim ca și... Nu trebuie să fim ca și Sfântul Pavel, care a făcut, a plantat o grămadă de biserici. Trebuie doar să-L iubim pe Iisus, să dăm totul, să nu încălzim doar o bancă, ci să... Să nu fim legați de lucrurile materiale, ci să punem pe primul loc pe Iisus. Nu să urmăm Evanghelia prosperității, că să spunem, îi dăm lui Dumnezeu o monedă și El ne va da 100 în schimb. Deci ca să fim, Angela zice, deci ca să fim mireasă, în primul rând trebuie să fim ucenic. Și ca să fim ucenic, trebuie să mergem prin lume, fără să posedăm nimica, să părăsim totul și să umblăm evanghelizând. Păi, scriptura pe care tu te referi, Marcu 16 cu 15, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Am făcut un studiu biblic și am descoperit că ceea ce înseamnă duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia, nu zice spuneți, nu spune duceți-vă în toată lumea. Iisus nu a făcut acest lucru, ci oriunde mergeți în lume, să predicați Evanghelia. Asta înseamnă, oriunde mergeți în lume. Pentru că nimeni nu poate să meargă în toată lumea. Dar unii zic, se referă la toată biserica. Nici măcar toată biserica lui Hristos nu poate să meargă în toate locurile. Nu poți să mergi la Polul Nord, la Polul Sud, în toate locurile. Ci oriunde mergeți, oriunde vă duceți, să predicați Evanghelia. Iisus nu a mers mai mult de 100 de kilometri. Nici nu știu dacă a ieșit din Israel. S-a dus în Egipt, într-adevăr, cu mama sa și cu tatăl său. Și s-a ascuns acolo. S-au dus în Tir și în Sidon, dar atâta tot. În primul rând, ca să fii ucenic, trebuie să evangelizăm, dar nu trebuie să evangelizăm în toată lumea. De exemplu, dacă tu ești italian, poți să evangelizezi. Poți să evangelizezi iraniani, siriani, chinezi, africani, toți. De ce? Pentru că în Italia, Europa este plină de imigranți. Nu trebuie să mergi în Africa. Nu trebuie să mergi în Africa. Africa a venit la tine. Spui, nu poți să fii misionar. Ba, poți să fii misionar. Oițele au venit la tine. Dacă muntele nu vine la tine, tu mergi la munte. Deci, oriunde mergi, poți evangheliza, spune Angela. Dar trebuie să părăsești totul, pentru că tu ai spus înainte că nu trebuie să... Trebuie să părăsim totul și să lăsăm totul? Nu. Trebuie să lași ceea ce te obstacolă, ceea ce te oprește în a predica Evanghelia. De exemplu, aici folosim o casă, mașină de spălat, așa mai departe, dar orice ne obstacolează, care poate să fie o casă sau o proprietate, vinde-o. Dacă să nu fim ca și cel care umblă cu o bilă de fier și cu un lanț legat la picior, pentru că nu poate să vindă casa sau poate că nu vrea să o vândă. Però abbiamo deciso di regalare la casa, nessuno vuole comprare. A fost un american care a vrut să vină și zicea, nu pot pentru că nimeni nu vrea să cumpere casa. Trebuie să fim gata să o dăm în dar. Este mai bine să dăm în dar proprietatea, casa, dacă ne oprește să predicăm Evanghelia și nu putem vinde. Cum spune Luca 14 cu 33, oricare dintre voi care nu părăsește tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu.
Deci ce vrea să spună? Iisus aici, să părăsească tot hainele, tot care poate are nevoie de ele? Nu. Să părăsească tot ceea ce îl oprește în predica Evanghelia, în a predica Evanghelia. Adică dacă ai o soție și copii, asta înseamnă că ei sunt un obstacol pentru tine? Nu, zice fratele Joseph. Eu am 6 copii și o soție și nicio problemă. Predic Evanghelia mai bine decât înainte. De exemplu, un frate care a avut un fiu care spărgea farfurii și pahare de perete și era foarte supărat. Și atunci fratele acesta s-a mutat într-un garaj și a părăsit familia și acum familia s-a întors la el. Deci dacă tu ești Lot și soția ta nu vrea să iasă, soția va deveni un stâlp de sare. De exemplu, sunt unii care zic, eu trebuie să mă duc să predic Evanghelia, o să părăsesc soția și copiii și tot. Da, au fost și astfel de cazuri, zice fratele Joseph. Dar nu ar trebui, un creștin niciodată nu-și abandonează familia. Familia l-abandonează pe el. De exemplu, în Matei, în Ioan 7:5, zice, frații lui Iisus nu credeau în el. Ok, acest lucru este important, dar unul zice, am o soție foarte bună, dar ea nu vrea să-l urmeze. Tu trebuie să ajuți pe soția ta ca să predice Evanghelia împreună cu tine. Creștinii niciodată nu abandonează familia dacă ei sunt creștini. Pe exemplu, Iisus n-a fost abandonat, el nu a abandonat mama și frații lui, frații care nu credeau în ei, ci ei l-au abandonat pe el. Cei care au, de exemplu, È difficile per molti bilanciare queste due cose. Servire al mondo per lavorare. Este foarte greu să pună în balanță. Cât să-și dea din timpul lor pentru Dumnezeu? È difficile sapere il bilancio. Și cât să dea pentru familie? Și un echilibru perfect ar trebui să fie să dai cât mai mult lui Dumnezeu și cât mai puțin lumii. De exemplu, 1 Ioan 2:15-17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile care sunt din lume. Cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. De exemplu, unul care lucrează în lume poate nu se simte 100% ucenic. Asta nu e o problemă, spune fratele Joseph. Zice, de exemplu, Pavel făcea corturi cu Priscila și cu Achila. Dar cum au venit ceilalți să-l ajute? El a părăsit totul și s-a dus și a evanghelizat. Deci, trebuie să găsim o slujbă prin care putem să slujim lui Dumnezeu. Dar spune Dora, sunt frați care au chemare și au posibilitatea, cum am fost eu, Dumnezeu m-a chemat și nu am avut un soț, nu am avut familie, am avut numai mamă și tată. Deci dacă tu ai posibilitatea și Iisus te cheamă, trebuie să faci. Normal, spune fratele Joseph, altfel nu ești ucenici, ori nu ești mireasă. Deci hai să citim Ioan 8:31-32. Deci Iisus a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.
poi vai avanti. Noi siamo figli di Abramo. Ah, poi adesso mettiamo mai da parte. Se ci mai da parte. Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată rob inima, rob inima noi. Cum zici tu, veți fi liber? Dar tatăl nostru este Avram. Dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram, i-a spus Iisus. Deci dacă tu ai fi fost catolic, ai făcut operele de un catolic. Dacă ești un bun penticostal, faci faptele unui penticostal. Dacă tu ești mireasa lui Hristos, vei avea roade de mireasa lui Hristos. Deci Iisus spune, dacă sunteți într-adevăr ucenicii mei, veți continua în cuvântul meu. Deci nu este numai să încălzim o bancă. Nu este că asta nu ajută la nimic dacă tu aparții la biserica cea mai sfântă, cea mai bună în carnal. Trebuie ca să devenim miroase, trebuie să devenim ucenici. Ce înseamnă să devii mireasă? Trebuie să devii ca și Pavel și Petru? Nu, trebuie să fii în inima ta 100%. Dacă Iisus îți cere să-ți vinzi casa, ca să-ți cumperi bilete și să te duci nu știu unde Dumnezeu te ghidează, te ghidează, vinde totul și finanțează-l Evanghelia pe care tu o predici, nu Evanghelia de prosperitate, nu care spune că nu trebuie să faci nimica. Tu, acesta este adevărat ucenic, care este gata să-și vândă bicicleta, mașina, să nu pretindem că suntem ucenici când nu suntem. Cum în istoria din cum vedem în Faptele Apostolilor 4 și 5, cum vindeau case și își duceau bunurile la picioarele apostolilor. Și să nu fim ca și Anania și Safira, care au pretins că au vândut totul și dau totul lui Dumnezeu, când de fapt au dat numai o parte. Când Dumnezeu i-a pus la test și au căzut. Pentru că vreau să aibă titlu de apostol și la gloria de a fi apostoli. Dar să nu spunem că vreau să fiu apostol, vreau să fiu ucenic, dacă nu suntem gata să plătim prețul. Deci să nu pretindem că suntem 100%, că nu suntem 100%. Să nu pretindem ca și Anania și Safira, care au pretins că sunt 100% pentru Dumnezeu, când nu erau numai cu jumătate de inimă. Haideți să citim Matei 13, 8 și 9. Și altele au căzut în pământ bun, au dat roadă, un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit să audă. Matei 13, hai să mergem și la versetul 23. Dar cea care a fost sămănată în pământ bun este cel care aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă și produce unul 100, altul 60, altul 30. Matei 13, 8, 9 și 23. Versetul 23. Deci, aici vedem. Aici vedem că sămânța bună care cade în pământ bun sunt creștinii buni. Dar vedem că chiar și aici avem diferență. Unul este aparține bisericii care au pierdut dragostea din tâi, de exemplu biserica din Efes, Apocalipsa 2, capitolul 2, versetul 1. Sunt biserica ale Sardes, care era pe jumătate moartă, și sunt biserica Philadelphia, care este bună. Deci aici vedem că sunt diferență între biserici, între creștini. Unul este jumătate de inimă, să nu spunem eu sunt așa și pe dincolo și să ne batem cu pumnul în piept când nu suntem. Deci să nu pretindem. Și care sunt faptele faptele miresei lui Hristos?
Fratele Joseph zice, hai să mergem la Luca 14 cu 33. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Hai să mergem în Ioan 15. Hai să nu ne, să nu pretindem că suntem mireasa lui Hristos, că nu suntem. Se non rinunci a tutto quello che hai, cioè tutto ciò che ostacola il discepolato, l'evangelizzazione, la crescita in Cristo. Trebuie să îndepărtăm tot ceea ce ne obstaculează, ne oprește să urmăm pe Iisus Hristos cu 100%. Dar unul spune, a, eu trebuie să am o mașină, trebuie să mă duc la lucru. Nici o problemă. Dacă trebuie să lucrez, lucrez. Ho 3, 4, 5 figli e mi servono 3, 4, 5, 6 stanze. Nessun problema. Ti servono? Dio ti benedica. Deci dacă tu ai nevoie de 5, 6 camere, o casă mare, nicio problemă. Dacă ai nevoie de sandale, nicio problemă. Nu, nu trebuie să fii ca și Sfântul Francisc, care se ducea în împrejur și evangheliza fără sandale. De exemplu, Iisus a folosit un măgăruș ca să predice Evanghelia. Ioan 13, de la 15 la 17. Ioan 13, de la 15 la 17. Căci eu v-am dat un exemplu, pentru că așa cum am vă făcut eu, să faceți și voi. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Care lucruri? Să lăsăm totul, să părăsim totul, tot ce ne oprește, să predicăm Evanghelia. Dacă tu ai o casă, dacă ai o casă care poți să umbli cu oițele Domnului, cu 10 camere, dacă ai nevoie de o mașină, dacă ai nevoie de orice lucru care îl folosești pentru Dumnezeu, folosește. Dacă tu ai două, trei case și îți folosește numai una, vinzi celelalte două și le aduci la biserică, nicio problemă. Banii care îi de la vânzare îi duci la biserică. Potrivit cu ceea ce ai spus înainte, spune Angela, dacă vrei să fii ucenic, trebuie să ai inima dedicată 100%. Lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii ca și Pavel și Petru ca să lași totul așa cum au făcut apostolii, ci trebuie să asculți 100% de tot ceea ce Dumnezeu îți arată. Nu mi permette di predicare l'Evangelo, nu mi permette di seguire Gesù, nu mi permette mia moglie. Deci dacă soția mea nu-mi permite să mă duc să evangelizez, dacă mă interzice să evanghelizez, să caut oițele Domnului, o soție ca și aceasta, trebuie să ieși, așa cum a făcut Lot, din Sodoma și lasă soția în urmă și tu urmezi pe Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a spus, adică Lot nu i-a spus că dacă te uiți înapoi, o să devii un stâlp de sare. Ci inima ei era încă acolo și s-a uitat înapoi. Deci o soție care nu te urmează, ce faci? Nu toate căsniciile Dumnezeu le-a pus împreună. Într-adevăr, Domnul ar trebui să se despartă când o căsnicie este de la Dumnezeu. Dar câte oare dintre căsniciile din lume au fost puse de către Dumnezeu împreună? Care sunt faptele care trebuie să aibă o mireasă? Trebuie să meargă să evangelizeze, dacă ai nevoie de o slujbă, ia o slujbă. Dacă ai credință să mergi să predici Evanghelia prin credință, să te duci, iei niște CD-uri și le vinzi cu Evanghelia, cu Noul Testament. Foarte bine, dar dacă nu ai credință pentru acest lucru,
Ia-ți o slujbă și folosește slujba aceasta pentru a predica Evanghelia. Ceea ce ne-a mostrat Dumnezeu nouă este să facem o biserică în casă. Nu este ca să facem spaghete și așa mai departe. Adevăratul ucenic face o biserică în casa lui, nu ca să invite să hai să mâncăm, nu știu ce. Este ca să ajungem oițele Domnului. Ceea ce ne-a spus nouă Domnul este să facem biserici în case. Când oița s-a convertit, atunci mergem și nu-i că le părăsim și așa mai departe, le ajutăm să crească și dacă vrea să urmează, dacă nu. Trebuie să facem o biserică în casă. Noi, Domnul ne-a spus să facem, să fim o comunitate pentru alte comunități, o biserică pentru alte biserici. Dacă suntem adevărați ucenici, vom merge să evangelizăm. Nu ne strângem doar ca să mâncăm împreună, ci mergem să căutăm oițele pierdute, ori sunt persoane care poate au fost aruncate afară din biserică și Dumnezeu ne-a chemat să-i ajutăm pe aceștia și le spunem să facă o biserică în casa lor, ca să le invite în casa lor și să evangelizeze. Acesta este o altă dificultate pe care oamenii le au, frații le au. Zice, nu avem cu cine să evangelizăm, spune Angela. Sunt oameni care ne scriu și zice, sunt singur și nu știu cum. Mi este greu să mă duc la evangelizare singur. Chemarea noastră, spune fratele Joseph, este să facem o biserică în casă. Biserica care se strânge numai ca să cânte, aia nu e biserică. Nu văd niciun de Noul Testament că o biserică se strânge doar ca să cânte lui Dumnezeu, să dea laudă lui Dumnezeu. O biserică trebuie să se strângă la oaltă și să meargă împreună la evangelizare. Non vai a evangelizzare, vai fuori senza neanche volerlo, senza neanche programmarlo. Fără să programezi nimica de evangelizare, dacă doar mergi afară și faci o cumpărătură sau mergi la o plimbare și vezi o femeie care stă pe bancă și plânge într-un parc, este momentul să mergi să evangelizezi. Dacă tu ești fidel și credincios Domnului, loial, te vei duce în fiecare zi și vei evangeliza. Și dacă întâlnești o oiță și o evanghelizezi și după aceea o ajungi să crească, deja sunteți două, după aceea patru, după aceea opt, fiecare dintre voi evanghelizează, biserica o să crească. Dar dacă suntem numai să ne plângem, oh, eu nu am bani, eu nu am un lucru, păstorul nu mă ajută. Dar dacă tu ești dacă tu ai nevoie de un frate, tu te duci să cauți un frate evanghelizând. Dacă ai nevoie de o soție, te duci, evanghelizezi și îți găsești o soție. Dacă ești ca și Sfântul Pavel, chemat să nu ai nicio soție, ai un alt lucru. Eu am evanghelizat soția mea și acum suntem doi. După aceea avem acum 6 copii. V-am evanghelizat și pe voi, Angela, Adrian și Dora. Unde în loc să ne plângem, unde este un păstor care să vină aici să-mi predice? Unde este o soție care să gătească pentru mine? Oh, nimeni nu mă iubește. În loc să ne plângem tot timpul, să spunem, hei, Domnul să ne ajute, hai să ne ridicăm și să facem ceva. Au fost luni de zile în care am fost singur și nu aveam pe nimeni în jurul meu care să mă ajute în evanghelizare. Și mă duceam singur. Chiar singur, zice Angela, da, singur.
Dar niciodată n-am fost singur, totdeauna Iisus a fost cu mine. Dacă ești cu adevărat ucenic, Iisus întotdeauna va fi cu tine. Dacă tu ești la un supermarket și stai acolo, ești acolo pentru că trebuie să cumperi ceva. Ok, però se sei un fratello singolo, non andare a evangelizzare solo le belle donne che tacchi alti, capito? Le pecorelle perdute non sono dacă, le donne che tacchi alti e la minigonna. Dacă ești un frate singur, nu înseamnă că trebuie să mergi acum în jur și numai să evangelizezi toate fetele care sunt cu tocuri înalte. Să nu cumva să cădem, să fim disturbați și fermecați de alte lucruri și uităm de fapt punctul pentru care am ieșit să evangelizăm. Să nu alegem fata care are fusta mai scurtă, ci să ne uităm la oițele care au nevoie. Să ne uităm la inimă. Dacă sunteți băieți, este mai bine să evangelizați băieții. Dacă sunteți fete, este mai bine să evangelizezi fete. Dar dacă ai un pic de experiență, poți să evangelizezi de amândouă sexurile. Nu are importanță. Totul depinde de tine cât de puternic ești în credință. De exemplu, am cunoscut un misionar care îi plăceau femeile și el evangheliza numai femei. Deci, zice Angela, să nu evangelizăm pentru interes, să mergem pentru Isus. Și pe cum mergem înainte și evangelizăm, o să câștigăm, o să dezvoltăm un discernământ pentru ca să vedem cine este pentru Isus și cine nu este pentru Isus. Să vedem care sunt oițele adevărate și care sunt cele false. De aceea, la început, este bine să evangelizați fetele pe fete și băieții pe băieți. Luca 9. Toți vor să fie Biserica Filadelfia, dar niciunul dintre ei nu vrea să părăsească confortabilitatea, vor să fie ca și Laodicea. Nu putem să fim Filadelfia. Dacă suntem încă n-am, nu suntem gata să plătim prețul de a părăsi totul. Una Mercedes, una Volvo, che macchine c'hanno in questi giorni? Una che non andare lì dire voglio pagare il prezzo di una Topolina, di una, sai che hanno queste macchine Topoline che e voglio pagare il prezzo della macchina usata, però vorrei una nuova. Cioè, se tu sei un, deci dacă tu cristian de la Odiseea, ești un creștin de la Odiseea cu jumătate de inimă, sau eu pot să fiu? Să nu ne pretindem că suntem 100%. Este un preț de plătit dacă vrem să fim ucenici 100%, pentru că Domnul ne va pune la încercare. Luca 9, de la 5:7 la 62. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și Iisus i-a răspuns: vulpile au viziuni și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde își odihni capul. Deci acesta era ucenicul foarte repede, care zicea: Doamne, contează pe mine. Conta sulla schiena. 1, 2, 3, conta quanto ti pare. E questo è sparito dalla Bibbia. Și acesta a dispărut din Biblie. Pentru că Iisus i-a spus: da, dar uite că nu va fi o pernă, nu va fi ceva comod, nu va fi acolo o lumânare și la Biblia gata să citești. Ești gata să dormi afară unde poate vor fi lilieci zburând pe sus, vor fi șerpi în jur. Și cum zice Iisus, că poate câteodată a folosit piatra ca și pernă. Hai să citim mai departe. Altuia i-a zis: vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Aici dice prima va salutare mio padre e saluto è stato così grande che ancora non è tornato.
Asta s-a dus să-și salute tatăl său, salutul a fost așa de departe. A, zice Angela, nu, asta vrea să-și îngroape tatăl. Era viu sau mort tatăl său? Probabil viu. Asta nici măcar nu știa dacă tatăl său era mort. Hai să citim mai departe. Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te și vestește împărția lui Dumnezeu. Deci Iisus zice aici, cei care nu urmează pe Dumnezeu sunt morți. Asta zice Iisus aici. Lasă-i pe cadavrele care trăiesc să-și îngroape morții. Lasă aceste cadavre vii să-și îngroape, morților. Se ascultă așa ceva în biserică astăzi? Nu. Pentru că bisericile de astăzi sunt pe jumătate moarte. Să vorbim aici despre prețul pe care trebuie să-l plătim ca să fim ucenici. Nu te duci în război și tu spui, a, vreau să fiu în prima linie. Voi fi primul care voi primi gloanțele lui inamicului, dușmanului, ca să arat cât de mare sunt eu. Astăzi este în biserică, asculți, sunt gata să mor pentru tine, Doamne, asculți contrabasul, pianul cântând, Doamne, cât de mult te iubesc, un nou trombon cântând. Ucenic nu este așa. Nu a te întâlni cu aceia care cu prietenii de a mânca spaghete împreună. Radiolato e lasagnato. Va bene, il discepolo è quello che adevăratul ucenic este cel care are fapte. 61. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la cei ce sunt în casa mea. Ce spune aici? Să-mi iau rămas bun de la casa, de la cei din casa mea. Dar Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Luca 9, de la 5-7 la 62. Aici Iisus îi spune, dacă tu vrei să-ți spui, să-ți iei la revedere de la cei din casa ta, nu ești gata pentru împărăția lui Dumnezeu, nu ești apt. Dar, Doamne, nu pot să mă duc să-i salut pe mei? Dar Iisus zice, nu, în timp ce mergi. Eu îl interpretez cum un salut de evangelizare. Eu m-am dus și le-am salutat pe mei. După ce am primit Duhul Sfânt, m-am dus să-i salut pe mei. Eram în Anglia, am luat un avion din Londra și m-am dus în Milano ca să-mi salut părinții mei. Acolo am fost convertit în Anglia, spune fratele Joseph. M-am dus să-i salut. Și cum i-am salutat? Ciao, ciao. Și Domnul mi-a spus, salutul nu este ciao, ciao. Am intrat în casă. Ziceau ei, cum a fost? Cum a fost în Anglia? Stai că-ți explic imediat, spuneam eu. Și erau frații mei, mama și tata. Și ziceau, toți erau curioși, spune-ne cum a fost. Și ziceam, eu vreau să mă rog pentru voi ca Domnul să binecuvânteze casa, mâncarea, tot. Mama era o catolică nominală. Frații nici așa nu prea credincioși. Tot simpatic, tatăl meu comunist. Și cum ei niciodată nu se roagă, zice, cum vrei să te rogi? Haideți să spune-ne ce-a fost. Nu, eu vreau să mă rog mai întâi ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Și toți mă priveau ca și un extraterestru. Așteaptă. Nu fi așa de precipitat, așa în grabă. Nu, dacă nu ne rugăm, nu vă spun nimica, le-am spus eu. Ca și în primul Samuel 16, familia lui David. Când Samuel s-a dus să ungă pe David împărat, a zis, unde-i cel mic?
La lista este unul, unde e cel mic? Nu începem să mâncăm până nu vine ultimul fiu al tău. Tutti. Fate, sono saltrane uno e sono salvati. Tre sono salvati. Grazie. Sau așa că m-a rugat cu ei și trei sunt mântuiți în familia mea. Unul, cel mai mare frate al meu, nu. Este foarte, foarte închis la Evanghelie. Așa că eu m-am întors și am salutat. Dar i-am salutat evanghelizându-i. Și zicea, unde te duci? Mă duc să-L slujesc pe Dumnezeu. Un astfel de salut, ca să-L saluți pe ai tăi, ăsta e bun. Come un palo nel fango non uscire più. D'accordo? Sì. Questo è il prezzo di discepoli. Acesta este un preț de ucenic. Vrei să fii ucenic? Acesta este prețul. Se vuoi pagare questo prezzo. Dacă nu vrei să urmezi acest preț, înseamnă că nu ești un ucenic adevărat. Trebuie să părăsești ideile tale, modul de a gândi, spune Dora. Le cose come le fa il mondo, devo seppellire il padre, devo fare quello, devo fare quell'altro. Però devi abbandonare queste idee. Dar trebuie să părăsești aceste idei lumești. Una casa di lusso, di mogano, di noce. Trebuie să părăsești o casă luxoasă de lume, de lume. Fiori del prete, de pagare le campanelline, tutti gli alambicchi sulla porta di chiesa, che devono mangiare tutti, eh? Tutti devono mangiarci, buon umore, caro mio. Funerali costano così oggi che c'è gente che non muore più, c'è lo sciopero dei morti. Astăzi, muoiono più perché funerali costano. Astăzi costa așa de mult o mormântare că allora, da mulți duc groază să facă acest lucru. Anche abbandonare le tue idee. Deci, aici când zice că tu trebuie să părăsești totul, înseamnă că trebuie să-ți părăsești și ideile tale. Lo posso cercare. Ok, che abbandoni le cose che ha e abbandona anche se stesso. Credo che fosse Marco 8, può essere. Cred că în Matei 8 spune că trebuie să se părăsească pe sine însuși. Camminata. Marco 8:34. Se uno vuol venire dietro a me. Apoi, chemând la el mulțimea, împreună cu ucenicii săi, le-a zis: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Nu zice ca să renunțăm la Gesù, guariscimi perché io voglio essere. No. Dammi soldi che voglio essere un discepolo. Nu zice ca să renunțăm la boli și așa mai departe. Doamne, guarisce dalle malattie, tutte cose belle. Doamne, vindecă-mă de boală. C'è tutto da guadagnare, no? Dumnezeu zice, nu se părăsește aceste lucruri. Astea sunt lucruri care sunt lucruri ușor de părăsit. Liberează-mă de demon și așa mai departe. Dar ceea ce mai greu este să te părăsești pe tine însuți, ideile tale. Asta este se face mult mai dificil de părăsit. 14-15 ani. Eu mă aduc aminte că zice Dora, când eu am părăsit totul, aveam 14 ani când am primit pe Iisus, faptul că se părăsesc părinții mei, care mama mea era comunistă, să mă certa tot timpul și să despărțesc de tatăl meu. Andrei in giro a evangelizzare. Mi sono resa conto cosa significa essere discepolo. Și când am liberarsi dei problemi. Sì, când am mattina quando dovevo dormire, când am început să quando pioveva. Când am început să devin ucenic cu adevărat, m-am dat seama cândva ce înseamnă să fii ucenic adevărat, să te părăsești pe tine însuți, ce înseamnă să te trezești la dimineața când poate tu vrei să dormi, ce înseamnă să te părăsești pe tine însuți și ideile tale. Și mama ta zicea, ce ciudat este religia pe care ai găsit-o. Dar asta este unde se fac oasele puternice, oase puternice ca un ucenic. Când treci prin dificultăți, prin greutăți, in Italia si chiama la Digos, mi pare, e anche nell'esercito ci sono, in America si chiamano i SEALs, Navy SEALs, corpi altamente specializzati, che l'addestramento è più duro della guerra. De exemplu, sunt părți în corpul militar unde sunt antrenamente
speciale care unul le face, care sunt mult mai dure decât în, în timp de război. Deci, un ucenic trebuie să fie gata, dispus să moară pentru Dumnezeu, să moară pentru Hristos. Questo qui non mica, mica deve essere discepolo per andare ai peccati. Questo è abbastanza che sei l'Odissea che vuoi non andare all'inferno per andare ai peccati. Sì, esattamente. Ma qui stiamo parlando di abbandonare le cose belle, le cose buone. Aici nu vorbim de a abandona păcate, lucruri care sunt, zici, oh, Doamne ajută să mă scap de ele, că sunt o povară pentru mine. Alea sunt ușor de, de cerul lui Dumnezeu te-a abandonat aceste lucruri, că sunt lucruri rele. Dar când îți cere Dumnezeu să, să părăsești locuri bune, deci un ucenic este gata, dispus să facă totul. E munirea te stesse. E non è solo abbandonare i peccati. Se muore faccia de sine însuși. Mica deve essere discepolo per andare ai peccati. Questo è abbastanza che sei l'Odissea che vuoi non andare all'inferno per andare ai peccati. Sì, este suficient să fii la Odiseea și să părăsești păcatele, dar cel mai dificil lucru este să, să părăsești Isacul, să părăsești lucrurile bune. Și sataniștii sacrifică la Satana porci și așa mai departe, găini și așa mai departe. Dar sacrificiul, sacrificiul pe care Dumnezeul îl cere nu este un, un, cum zice în Biblie, zice, blestemat este cel care, care jertfește lui Dumnezeu o, o vită șchioapă sau... De exemplu, unul care a vrut să dăruiască lui David un sacrificiu, dar ce a zis David? Eu vreau să ți-l cumpăr ogorul pe preț, pentru că nu vreau să, să jertfez lui Dumnezeu ceva ce nu mă costă nimic, a spus David în, în 1 Samuel, în, secund, în 2 Samuel, capitolul 24, mi se pare. Per fare traffico di organi, cosa gente così. Spero che sfido che abbia inventato l'inferno. Ma noi no, non sacrifichiamo a Dio. Noi nu, să nu sacrificăm lucruri furate lui Dumnezeu. Tu să, să jertfești ceea ce e mai bun, ceea ce tu ai mai bun lui Dumnezeu. Soția ta, copiii tăi, tot. Ma lo fanno tutti, tutti abbandonano la famiglia. Chi l'abbandona per sposarsi, per andare in Australia, chi l'abbandona per andare a fare, per iscriversi, per arruolarsi nell'esercito. Câți oameni nu sunt care abandonează mama, tată în această lume? Nu neapărat pentru Dumnezeu. Abandonează ca să meargă în Australia și să căsătorește acolo. Sau nu știu ce, altă țară. Dar dacă tu faci asta în ziua de astăzi și pui în aplici Biblia astăzi, părăsind totul, lumea te crede că ești fanatic, câțiva farisei de astăzi, care oamenii religioși te vor condamna. Atunci când, zice doar, atunci când vrei să-L urmezi pe Iisus, îți dau probleme oamenii din jur. Diavolul nu te va, nu te va prigoni dacă tu ești un, un creștin care nu este activ, care este pasiv. Și atunci când ești activ, atunci te, te, atunci vei fi prigonit de către diavol și atunci ești un pericol pentru împărăția lui. Un lucru pe care vreau să spun, spune Dora, unul zice, oh, dar e dificil să-L urmăresc, să-L urmăresc pe Dumnezeu. Cum am să dorm eu cu capul pe piatră? Eu mă gândesc că Iisus este, este soțul nostru pentru, pentru noi ucenici, pentru ucenicii săi. De exemplu, o logonică care vrea să se căsătorească și va avea un soț. La, la lucru cel mai frumos, ea este dispusă, soția, să părăsească toată familia, tot, ca să, ca să se căsătorească cu viitorul soț. Este un sacrificiu, dar este, dar merită.
Dar Dumnezeu, ca să ne ajungă la noi, o grămadă de nenorociți, a părăsit cerul. Dumnezeu a oferit un fiu orb sau șchiop? Nu. A oferit un fiu, unicului fiu l-a oferit pentru noi. L-a sacrificat pentru noi. El, unicul lui fiu care l-a avut, l-a oferit pentru noi. A oferit ce mai bun pentru noi. Ce credeți că a fost un sânge fals, vegetal? Nu. Sângele lui Iisus Hristos, sânge de Dumnezeu, a fost dăruit pentru noi. Quindi, guarda, guarda, Ebrei 13, c'è una scrittura lì. In Ebrei 13, in Ebrei 13 și parla davvero di discepolato, che c'è anche un a doua epistolă către Timotei, aș vrea să citesc acolo câteva versete. Quindi non è solo qui do i soldi e te, con qui i soldi, pronto. No, quei soldi è una parte, ma le decime non è sufficiente dare le decime e offerte in più. Nu să zicem ok, numai, oh, Doamne, aici îți dau banii mei, se este suficiente acest lucru? Nu, să nu facem acest lucru. Banii sunt necesari, dar cel mai frumos este să-ți oferi tu serviciul tău lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de banii tăi. Sunt buni pentru a evangeliza, dar nu este acest lucru ceea ce El cere. De aceea, și noi ce dăm lui Dumnezeu? O grămadă de gunoi? O încălzire a bănci în biserică? Guarda, Ebrei 13, c'è una scrittura lì, anche secondo Timoteo 2, guarda, legge un po' lì. Perché parla davvero di discepolato. Acolo vorbește despre un adevărat, de ucenicie adevărată. Quindi non è solo qui do i soldi e te, con qui i soldi, pronto. No, quei soldi è una parte. Banii sunt un lucru care poți să-i dai lui Dumnezeu și ofertele zeciuiala și așa mai departe. Este un lucru, dar ceea ce trebuie să dăm mai important este serviciul tău, slujba ta, serviciul tău lui Dumnezeu și inima ta. Dacă ești cu jumătate de... dacă ești șchiop, vei vorbi despre Dumnezeu. Dacă ești orb sau mut, vei da poate ceva scris cuiva. Poți să fii o prostituată, orb sau șchiop și poți să mergi înainte în Împărăția lui Dumnezeu decât farisei, decât orice religios din lumea aceasta. Hai să vedem. Matei 21:31, unde spune că adevărat vă spun că vameșii și prostituatele merg înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu. Deci, sunt aici, cum zice aici, prostituate, că poate să fie prostituate care pot să fie mireasa lui Dumnezeu, mireasa lui Hristos. Va bene? Qui qual è invece prostituta? Va prima di te nel regno di Dio se tu sei a mezzo cuore. Dacă tu ești jumătate cu jumătate de inimă, o prostituată, ca și Maria Magdalena, care se pocăiește, poate să ajungă înaintea ta în Împărăția lui Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu, Iisus, i-a apărut Mariei Magdalena prima, după ce prima dată ei i-a apărut, după ce a înviat din morți. Nu s-a dus la ucenicii săi, ci s-a dus la Maria Magdalena și acolo la ei i-a apărut prima dată. Parla că el vero discepolato. Evrei 13. Evrei 13 cu 17 zice că trebuie ca să devenim ucenici, primul lucru trebuie să devenim soldați. Sunt acești anarhici astăzi care zic, eu interpretez la Biblia în modul meu, voi trăiesc credința în modul meu. Așa că găsește-ți o biserică unde toți sunt liberi și nu e nevoie să faci nimic ca să urmezi nicio regulă.
Ubidite ai vostri conduttori. Dar să nu fim așa. Haideți să citim Evrei 13 cu 17. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, că cei veghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Qualunque chiesa, non dico solo la nostra. Acum vedem că în Noul Testament că biserica era supusă apostolilor. Unul astăzi zice, eu sunt sub har, nu este nevoie de nimica, să urmez nimica, să n-ascult de nimeni. Sunt multe, mica sunt toate la Odisea, grazie a Dio. Non pensare di poterti unire una chiesa come se non te gândești că te vei alătura unei biserici și nu vei asculta de pastorul tău. Trebuie să asculți de biserică așa cum asculți de Dumnezeu. Este un pic dificil, spune Angela, spune de multe ori din dragoste frățească uităm cine este pastorul, cine este bătrânul în biserică. Tu, Giuseppe, ti consigli spesso e sei un amico con noi, non solo sei un pastore, un anziano, ma sei amico. Tu, frate Joseph, ești bătrânul bisericii, ești cel mai experimentat aici, ești pastorul bisericii. Și am observat că de multe ori putem să cădem în să uităm să respectăm unii pe alții, că intervine familiaritatea între noi dacă abuzăm de dragostea frățească care Dumnezeu ne-o dă între noi și uităm de faptul că celălalt este nu necesar este mai superior, ci este uns de către Dumnezeu și are mai multă experiență și trebuie să discernem vocea lui Dumnezeu și să discernem când Dumnezeu vorbește printr-unul dintre frați și să ne supunem. Chiar și în zice fratele Joseph, chiar și în armată, toți trebuie să se supună autorității. Să nu fim ca și diavolul care s-a răzvrătit lui Dumnezeu din cauza mândriei. Dar putem, zice Angela, putem să cădem în familiaritate și să pierdem respectul unul față de celălalt, respectul față de păstor, respectul față de cel care este mai bătrân și mai experimentat în biserică. Și dacă noi nu ne supunem celor bătrânii bisericilor sau celor care au experiență, nu ne supunem lui Dumnezeu. Però è lontano. Trebuie să privim că este quel principe, quel pastore, quell'anziano lì, devi sottometterti. Atâta timp cât liderul pe care Dumnezeu ți l-a pus în cale, liderul bisericii, care este uns de către Dumnezeu, tu trebuie să te supui. Dora zice, vedem un caz foarte clar în Biblie cum David s-a supus lui Saul. Regele Saul, chiar dacă era în afara Duhului, îl căuta să-l omoare și așa mai departe, el s-a supus pentru că era unsul lui Dumnezeu și zice, cum aș putea să ridic mâna asupra unsului lui Dumnezeu? Deci David a fost un exemplu extraordinar în Biblie pentru noi. Și sunt frați care zice, dar de ce ne corectezi, dar de ce ne spui, care nu le plac mustrările. Sunt oameni în biserică care nu le plac mustrările și nu vor să se supună. Secondo Timoteo 3:16. Allora sì, la parola di Dio dice, Dio è amore, c'è il tempo di amare. E adevărat că Dumnezeu, ma c'è anche un tempo quando la scrittura è per insegnare, per riprendere e correggere. È veramente io ti conosco da più di 20 anni. Este adevărat că de multe ori vorbim despre dragoste, Dumnezeu este dragoste, dar dragostea, prin dragoste, între ghilimele, diavolul se infiltrează și atunci noi ne zicem, dar de ce mă corectez, dar de ce mă mustri? Dar mie îmi vine în minte acum o scriptură din
2 Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să convingă, să îndrepte, să dea înțelepciune în dreptate. Deci, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este dragoste și este un timp pentru acest lucru, să ne iubim și să ne ajutăm, dar Biblia vorbește și despre corecție, despre mustrare în Biblie. Și eu am văzut acest lucru în viața mea, spune Dora. Tu, Joseph, de multe ori m-ai corectat în viața mea. Atunci când am fost, când greșeam, și tu a trebuit să mă corectezi. Și vreau să spun că acest lucru a fost dragoste din partea ta, pentru că tu m-ai corectat. Că dacă iubim pe cineva, trebuie să corectăm, ca să-l ajutăm să crească. Seguivo una persona ai tanti tempi in Europa dell'Est, ero missionaria, però mi sono innamorato de uno che non era niente missionario. Eu mi-aduc aminte că eram în Europa de Est și m-am îndrăgostit de cineva care nu era nici măcar misionar. Și tu m-ai corectat mult pentru acest lucru. Nu-ți dai seama, mi-ai spus tu, că ești oarbă. A fost cuvinte dure. Cum adică eu sunt oarbă? Cum adică eu nu văd bine? Tu nu înțelegi că asta este dragoste, că Dumnezeu vrea ca eu să-L evanghelizez pe El. Dar slavă ție pentru corecția ta, care m-a ajutat să fiu pe calea dreaptă. Pe calea îngustă și strâmtă, cum zice, largă este calea care duce la pierzare, acolo unde toți ne iubim, pentru că mă iubești, mă lași să fac ce vreau. Acest verset pentru mine a fost o revelație. Scriptura nu zice numai că Dumnezeu este dragoste, ci că și ne corectează. Și vreau să mulțumesc la toți aici în fața tuturor celor care ascultă radioul. Vreau să-ți mulțumesc pentru dragostea adevărată pe care tu mi-ai arătat-o prin faptul că m-ai corectat. În Proverbe zice că este mai bună este o corecție pe față decât o dragoste ascunsă. În Proverbe spune acest lucru. De multe ori mergem în biserici și vedem o ipocrizie acolo. Toți zic pace, pace, pace în Domnul. Dar după aceea îi ascult cum ies afară și vorbesc în spate unui altora și bârfesc. De ce nu te duci și îi spui în față fratelui cu care ai ceva? Dar astăzi bisericile sunt sub un control demoniac de controlare prin intermediul dragostei, de o dragoste falsă. Deci eu zic că eu te văd că tu faci ceva greșit, că comiți adulter, dar nu-ți spun nimica. Păi asta nu este dragoste adevărată. Dragoste adevărată când mergi în față și îi spui celui care a făcut o greșeală. De fapt, spune fratele Joseph, sunt mulți care s-au ofensat în radioul nostru pentru că mângâiam pisica în mod contrar. Dar problema este nu că pisica trebuie să se întoarcă, nu biserica. Deci, corecțiile sunt parte din ucenicie, sunt parte din viața unui ucenic. De exemplu, Iisus avea ucenicii săi și era Iuda care murmura în spate, că zice, de ce nu s-au vândut acest parfum pentru 300 de dinari? Și să se dea la săraci. Dar Iisus l-a mustrat. Dar oricine nu se supune la mustrări biblice, nu putem fi ucenici. Dacă vrem să devenim Filadelfia, este calea spre a deveni mireasa lui Hristos, este de a te supune corecțiilor care vin prin dragostea cuvântului, prin păstor, prin un bătrân de la biserică, nu are importanță, printr-un frate mai experimentat. De acesta în Biblie se pune această comandă, această poruncă de a ne supune la corecțiile biblice. Deci hai să citim 2 Timotei
2 Timotei tu dunque sopporta sofferenza 3 și 4 buon soldato di Gesù Cristo. Nessuno che presta 2 Timotei 2, 3 și 4 ia-ți partea ta la suferință ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înrolat ca ostaș. Filipeni 1 cu 29, căci cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și suferiți pentru El. Deci astăzi înșelăciunea diavolului spune că ma anche in paradiso cosa credi che fa quello che ti pare? No. In paradiso ci sono gli arcangeli lì, gli arcangeli. Că poate să facă ce vrea în biserică și așa mai departe, dar nici în rai nu o să fie așa. Acolo sunt cei 24 de bătrâni în rai, sunt poate David, sunt Pavel, Petru. E non ti aspetti a trovare uno fuori binario. E non ti aspetti a trovare niente di sbagliato. Io spero di non essere così. Unii se gândesc că biserica trebuie să fie perfectă și nu se găsește nimic greșit în biserică. Și că biserica nu te va primi pentru că tu nu ești perfect. Mulți cred așa. Dar toți avem păcate, toți avem greșeli. Un buon soldato di Cristo Gesù che va alla guerra non si imbisca bisogna di disciplina, cioè un soldat nu se încurcă cu treburile vieții. Dacă este un soldat adevărat, bisogna essere più soldati e meno trebuie să fie mai mulți soldați decât civili. Perché tutti sono chiamati a fare civili, a fare azi toți cred că sunt chemați să fie civili, să nu facă nimica, ma non a spararle. Iau armă, dar nu știu să tragă. De fapt, soldații diavolului stau deja înving prin homosexualitate, prin anticrismul care îl răspândesc în lume. Dar astăzi în biserică așa o înșelăciune că zice Domnul ne iubește, Domnul ne iubește. Și acest lucru, aceste biserici sunt care cred, care acționează în felul acesta și cred că numai dragoste este un lucru demonic. Quelli sono satanisti, quelli sono sodomiti di Gomorra, va bene? Oh, quindi è quindi quello che serve oggi sono soldati. Ce ne slujește astăzi, ce ne lipsește astăzi este de a fi soldați. Fără să fim soldați, să nu putem, să nu ne înșelăm, să credem că suntem ucenici. Un soldat, un militar, a o armă sau o mitralieră. Basta. Come nell'esercito per il diavolo sì, ubbidiamo. Deci cum în armata lumii, în armata diavolului, acolo ascultăm și când ne înrolăm în armata lui Dumnezeu, nu ascultăm. Con la scusa della grazia, sono sotto la grazia, sono sotto l'amore, entra l'anarchia. Cu ideea de că suntem sub dragoste, suntem sub har, intră anarhia în lume. Però este diavolul care aduce acest lucru. Siete scaduti dalla grazia. Haideți să citim Galateni 5 cu 4. Unii zicem, suntem sub har, sub dragoste și când credem acest lucru, intră anarhia. Galateni 5 cu 4. Voi care căutați să vă îndreptățiți, să vă îndreptățiți pe voi înși vă prin lege, v-ați lipsit de Hristos. Ați căzut din har. Zice, ați căzut din har. Deci, la harul este o binecuvântare care poți să pierzi. Este puterea lui Dumnezeu de a pune în practică Evanghelia. Acest lucru este harul pe care Dumnezeu ne-l dă. Zice, eu am lucrat mai mult decât toți, spune Pavel, apostolul Pavel, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu în mine. Deci harul este cel care te ajută să suferi. Îți dă putere să mergi mai departe atunci când simți că nu poți. Să nu credem că dacă suntem homosexuali, suntem cu jumătate de inimă, eu sunt sub har, Domnul mă va ierta. Vei fi iertat dacă vei abandona și dacă îți vei cere iertare și dacă te vei pocăi.
Va bene, guarda, dammi un'altra scrittura. Marco, haideți să citim încă o scriptură. Marco 10. Marco 10. De la... Allora, Giacomo. Marco 10. De la 35 la 38. Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la Iisus și au zis: învățătorule, am vrea să faci pentru noi ce-ți vom cere. Și el i-a zis: ce voiți să vă fac? Dă-ne, i-au zis ei, să stăm unul la dreapta ta și altul la stânga ta, în slava ta. Și Iisus le-a răspuns: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul? Che si lancia sulla torta, può prendere il pezzo più grosso. Înainte de a începe torta, înainte de a începe tortul, ziceau: dați-mi partea cea mai mare. Asta vreau să zic, fratele Zebedei. Amândoi erau lideri. 38. Și Iisus i-a răspuns: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu? Sau să fiți botezați cu botezul cu care sunt botezat eu? Deci Iisus spune: voi nu știți ce cere? Sunteți gata să fiți botezați cu botezul cu care sunt eu? Vreți să fii ucenic? Dar ucenicul vine cu un preț de plătit. Ucenicia vine cu un preț de plătit. Este scris să părăsim totul, să dăm toată inima, să te părăsești pe tine însuți. Acesta este... Care este botezul unui ucenic? Anzi, sicuramente, vendersi la casa per il tuo Vangelo. Trebuie să-ți vinzi casa pentru să-ți susții Evanghelia, să susții Evanghelia lui Hristos. Ma di solito il discepolo non può possedere una casa perché lì la casa lo possiede lui. E quando c'è la persecuzione, come scappa? Un ucenic nu trebuie să posede o casă, ca nu cumva casa să-l controleze pe el după aceea. Că anticristul vine și spune taxe și impozite pe casă și așa mai departe, și cu scuza aceasta te ține legat în lume. Mai bine este să-ți iei o casă în închirie, în care tu, în caz de prigonire, tu poți pleca imediat. Plătim până în ultimul bănuț, când este gata, este timpul de plecare, împachetezi totul, plătești chiria și ai plecat, ciao, nu te poate ține nimeni. Va bene? Ma se tu possiedi la casa, da, dacă tu ai o casă, 5 ani, magari non la vendi mai, c'è una famiglia, poate că tu încerci să vinzi și poate nu poți vinde niciodată. Mesajul pe care l-am citit în Marcu 10 este că Iacov și Ioan vor să fie onorați, spune Angela, vor să aibă un loc de glorie, de slavă, dar Iisus le răspunde: sunteți voi gata să plătiți prețul? Chiar și să suferiți prigonire și așa mai departe. Però nonostante lo pagarono, lo stesso non potevano essere discepoli di livello da sedersi alla destra e a sinistra. Ei vreau să stea la dreapta și la stânga. Cine va sta acolo? Nu știu. Poate David, poate Avram. Cine știe? Nu știm cine va sta. Ești cumva tu omul smerit? Cel mai smerit? Nu știm asta. Dumnezeu le are în mâna lui. Dacă ești invitat la o masă, la o cină, nu te așeza în locul cel mai bun. Ia-ți locul cel mai de pe urmă. Mesajul aici este că dacă vrei să fii ucenic, orice creștin, grazie, un altro cappuccino, sì. Grazie. Mulți zice: aia contează pe mine. Și pe aceea zice: unde mi este cappuccino? Unde mi este cafeluța? Unde mi este confortabilitatea? Ești botezat cu botezul cappuccino, de spaghete? Nu, trebuie să te părăsești pe tine însuți. Să-ți vinzi casa.
Eu, un ucenic care, care are o casă, nu o văd în Biblie. Eu văd din totul contrar. Că cine nu abandonează totul ce are, nu poate fi ucenicul meu. În Luca 14:33. Oricine dintre voi care nu părăsește tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Deci ce spune asta? Că trebuie să o abandonez, să o vinzi. Dice, maestro buono, cosa posso fare per la... De esempio Marco 10, Matei 19. Dice, Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Vedem aici tânărul bogat. Eu sunt foarte drept, sunt un om neprihănit, am țin toate poruncile. Și Iisus ce zice? Bine, vinde tot ce ai, ține poruncile și vei avea viața veșnică. Și atunci el zice, dar este ceva care îmi lipsește, învățătorule. Este ceva care poate am uitat, un detaliu mic. Sunt mai bun decât mine, ucenicii tăi. Eu sunt cel care număr bani în fiecare zi. Și Iisus, în Matei 19, spune ceva care în Marcu 10 lipsește, în pilda tânărului bogat. Ah, zice Iisus, tu vrei să spui că vrei să fii perfect? Tânărul bogat zice, dacă contează pe mine, eu vreau să fiu perfect. Atunci Iisus spune, ei, atunci vinde tot ce ai, de la săraci și vină și urmează-mă. Și ucenicii lui Iisus ce pot să dau? Sandale. El cu toate bogățiile care le avea a început să gândească să părăsesc eu totul pentru sandalele care le poartă ucenicii lui Iisus. Începea să cântărească, trebuie să-L urmez pe Iisus pe o parte, pe cealaltă parte trebuie să părăsesc totul. Și-a căutat în inimă acolo. Iisus nu. Și zice că s-a întors trist și a plecat trist. Zice Iisus, cât de greu va intra, vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu. Ce vrea să zică prin asta, Angela, spune Joseph? Gândește la prorociile pe care te-am învățat. În Vechiul Testament, înainte de... Avevano la vita eterna, però non la salvezza di Cristo. Aveau viața eternă, dar nu aveau mântuirea lui Isus. Mântuirea. Trono bianco, Apocalisse 20, trono bianco. Putem să ajungem pe noul pământ. Quindi questo giovane ricco che obbediva datorită faptului că scăpăm de salvo dall'inferno. No, però Gesù gli dice scăpăm de judecata tronului alb. Dar Iisus zice aici, este greu, împărăția lui Dumnezeu și noul pământ sunt două lucruri diferite. De exemplu, aici spune că tânărului bogat, el putea să aibă viața eternă doar ținând poruncile, dar nu înseamnă că era mireasă, nu înseamnă că intra în nou Ierusalim. Vor fi afară, acești oameni vor fi afară camerei de nuntă. Mantengo comandamenti pentecostali, battisti, cattolici, eccetera. Li mantengo, sì, sono la vita eterna, ma la sposa di Cristo è un'altra storia. Abbandoni. Ca să ții poruncile catolice, pentecostale, bautiste. Sei pronto a venderla se ti aiuta nell'evangelizzazione. E i soldi le dai Gesù. A Gesù. Te pot ajuta, dar nu neapărat să fii mireasă de Hristos. E ti userai per il Vangelo, quindi ca să fii mireasă de Hristos este un alt lucru. Trebuie să părăsești totul, să te părăsești pe tine însuți, să mergi la evangelizare. Non 404.000 che poi non ha tempo per andare a cercare le pecore. Meno polli, così che va a cercare le pecore spirituali. Amen. Allora, un riassunto.
Haideți să facem un rezumat. Pentru frații care ne scriu, vreau să urmez pe Dumnezeu 100%, dar nu pot, pentru că situația mea este foarte dificilă. Deci, ca să fii ucenic, mireasa lui Hristos, nu depinde de circumstanțele din jur, ci depinde de inima ta. Chiar dacă trebuie să continui cu circumstanțele negative, care sunt contrare uceniciei, dar dacă tu asculți și împlinești tot ceea ce ți se cere, tu ești, poți să fii mireasă. Nu depinde de problemele care le ai, nu depinde de oamenii din jurul tău, ci de inima ta. Dacă tu mergi la evanghelizare și tu îl pui pe Iisus pe primul loc, sunt toate acestea sunt decizii care depind totul de tine, nu de persoane din jur. Dar tu decizi dacă vrei să fii ucenic ca și soție mireasă sau vrei să fii cu jumătate de inimă. Matei 19. Vedem, hai să mergem acolo să vedem. El a ales însuși să nu-L urmeze pe Iisus din cauza bogățiilor care le avea și nu era gata să le părăsească. Vedem că în Faptele Apostolilor 4 ucenicii părăseau totul și își duceau la picioarele apostolilor bunurile care le vândeau, banii și tot. Deci a fost alegerea tânărului bogat. El a ales să nu abandoneze totul, să nu părăsească totul. A fost alegerea lui. Apocalipsa 17 cu 14. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că El este Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu El, de asemenea îi vor birui. Aici vorbește despre Armagedon, despre cei care vor urma pe Iisus Hristos, mireasa, îmbrăcați în alb. În Apocalipsa 19 și Ioel în capitolul 2 vorbește despre Armagedon. Cine sunt cei care sunt pe cai albi? Nu sunt la Odiseea, nu cei pe jumătate morți, nici credincioșii cu jumătate de inimă. Sunt Filadelfia. Aceasta este biserica lui Filadelfia. Cum știm? Pentru că ei sunt cei chemați, aleși și credincioși. Se pare că biserica la Odiseea? Nu. Dacă vedem acolo că îi va vomita afară Iisus din gura lui. Îi va vărsa din gura lui. Vedem în pilda asemănătorului. Noi alegem dacă vrem să fim 30%, 60%, 40% sau 100% să dăm roadă pentru Dumnezeu. Noi alegem cât vrem să dăm din inima noastră. Dacă vrem să încălzim o bancă sau vrem să dăm toată inima lui Dumnezeu, să mergem să evanghelizăm, să punem în practică ceea ce ne cere Dumnezeu. Cei care se duc acasă și zic, abia aștept să ajung acasă să mă uit la televizor, ăștia, noapte bună, niciunul dintre ei nu poate să fie Filadelfia. Cei care gândesc așa, este alegerea noastră, Galateni 6 cu 7 și 8, ceea ce noi semănăm, aceea vom și culege. Cine ce culege în Duh, cine ce seamănă în Duh, culege din Duh viața eternă. Cine ce seamănă în carne, în firea pământească, va culege din firea pământească putrezirea. Vreau să spun ceva, Joseph. Spune Angela, astăzi, în aceste zile am avut o răceală și eu ceream lui Dumnezeu, ce vrei Tu să mă înveți, Doamne, ce trebuie să îndrept în viața mea?
E la cosa principale che il Signore mi ha mostrato è și che ceea ce Dumnezeu mi-a rallentare, perché anche il mio desiderio è di essere discepola 100%, di essere sposa di Cristo. Però il Signore mi ha detto devo rallentare, perché spesso trebuie să vado troppo veloce. Trebuie să încetinesc un pic pentru că mă duc prea repede. Am, sunt foarte zeloasă să-L urmez pe Dumnezeu, să fac totul pentru El. Dacă câteodată mă duc înaintea Lui Dumnezeu, mai repede decât El, în loc să mă duc în urma Lui și să-L urmez așa cum trebuie. Trebuie să am o relație cu El și să fiu conectat cu El. Este important timpul care tu petreci cu El și care îți umple cu adevărat inima și îți dă forță să împlinești ceea ce Dumnezeu îți cere. Un lucru pe care eu a trebuit să mă rog non solo farle perché devono essere fatte, perché ci sono tanti fac lucrurile doar ca să fie făcute. Rispondere a tutti, să răspund la toți repede. So che nessuno sta aspettando. Ca nimeni să nu aștepte. Ca toți să aibă răspunsurile, toți cei care scriu la radio. Trebuie să mă duc, ar fi greșit acest lucru, trebuie să mă duc cu viteza care Dumnezeu mi-o dă. Qual è dallo Spirito Santo? Viteza Duhului Sfânt care semplicemente rallentare. Non correre să încetinesc, opere, să nu Gesù, să alerg, să numai să am roade, fapte, dar mai degrabă să am o relație cu Dumnezeu. Acolo să iei timp cu Dumnezeu, acolo unde poate să-ți umple inima. Tutto svanisce. Acolo unde odată ce te conectezi cu El, totul dispare. Toate problemele, toate slăbiciunile. Asta vreau să împărtășesc cu voi, fraților. Să fii mireasă începe cu relația cu Dumnezeu, să asculți vocea Duhului, să te umpli de prezența Lui. Abbandonare questo, abbandonare quell'altro, fare am învățat multe despre a, zice fratele Joseph, de a părăsi acest lucru, de a părăsi celălalt, dar să fim, dar să avem grijă ca nu cumva să devenim ca Marta, lucru, să punem mai presus de relația cu Dumnezeu, lucrarea pentru Dumnezeu. Să fie pe primul loc Dumnezeu și după aceea lucrarea pentru Dumnezeu. E non riescono anche a ascoltare tutte le cose. E quella lì che si sta assorbendo tutto, godendo tutto, gioiendo di quello che Gesù insegna, adesso la rimprovero. Exact ca și cu Marta și Maria. Maria era cea care asculta la picioarele lui Isus. Și Marta zicea, învățătorule, de ce nu îi spui surorii mele să vină să mă ajute? Dar Maria a ales cea calea bună. Ea s-a așezat la picioarele lui Isus și a vrut să asculte, să-L iubească, nimic tot. Și Iisus i-a răspuns, Marta, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu, dar un lucru este necesar. Și Maria și-a ales cea mai bună, lucrarea bună, de a asculta. Și nu îi va fi luată de la ea. Așa că putem să fim foarte zeloși, să facem una și alta, să lucrăm pentru Dumnezeu, să slujim, să mergem să evanghelizăm, să facem cât mai multe de ore de evanghelizare. Și la final, odată am avut așa o cădere nervoasă, pur și simplu a fost sfârșit fizic și spiritual. Va trebui să mă opresc și să iau timp în cuvânt, să mă odihnesc în cuvânt, să iau să mă plimb cu Isus, să-L ascult pe El, să mă plimb să mă plimb în grădină și să ascult de la El, de la vocea Duhului. E alla fine sono crollato, non riuscivo più per circa 3 mesi, non și pentru 3 luni nu puteam să fac nimic pentru Dumnezeu. Așa am fost de sfârșit, de epuizat. Mergeam la evanghelizare, dar foarte puțin. Și în aceste 3 luni n-am putut face nimic. Am avut un colaps nervos, o cădere nervoasă. O cădere spirituală. E com'è che ne sono uscito? Și cum am reușit de acolo? Încetul cu încetul.
mă găseam în Roma. Piano piano ho cominciato a și încetul cu încetul am diminuat lucrarea și am accelerat mai mult în a vorbi cu Iisus, a avea relație cu El, de a vorbi cu El. Cu calm, evanghelizam un pic pe aici, un pic pe acolo, cu calm, liniștit, și totul a început să meargă încetul cu încetul mai bine și mai bine și mai bine, până am restabilit relația cu Dumnezeu din nou într-o formă bună. Corri, Marta, Marta. În loc să fugim ca și Marta, Marta, se îngrijorea de multe, dar ceea ce trebuia era să asculte doar de la Domnul. Esattamente nervoso, una crisi proprio, crollo, breakdown in inglese, breakdown. E poi però non ho più fatto quello sbaglio, grazie a Dio. Dar după aceea n-am mai făcut această greșeală. Non riesco mai a avere un giorno libero completo, andare a stendermi al sole mai. Chiar dacă astăzi nu mai am o zi liberă care iau să mă duc să mă întind la soare. Riposarmi ogni giorno. Dar în fiecare zi mă odihnesc în Domnul, iau un timp să mă plimb în grădină, să vorbesc cu Dumnezeu, să ascult ceva, ascult un pic de cuvânt în Evanghelie, un studiu biblic sau ceva. Mezz'ora, 40 minute, solo riposare il mio corpo. Poi quando mi alzo la mia mente. Și multe ori mă odihnesc corpul pentru jumătate de oră, 40 de minute, după aceea mă trezesc și ascult cuvântul. Quando mi alzo sono rinfrescato nel corpo. Când mă trezesc sunt e nello spirito. E Gesù mi ha parlato e so cosa devo fare e so dove devo andare, so cosa devo dire. Sunt fresh in perché adesso il diverse responsabilità, diversi lavori, incarichi che Gesù mi ha dato, non posso permettermi il lusso di avere un esaurimento nervoso e dire fratello. Non puoi permettere il lusso di avere o cadere nervoso. Perché fratello Giuseppe devi andare in eremitaggio, fare l'eremita 3 mesi che deve ricollegarsi con Gesù. Non puoi permettere se amo cadere nervoso che trebuie să mă duc să iau nu știu câte luni ca să mă recuperez. Ogni giorno è la mia vacanza, ogni giorno sono in vacanza. Aici în fiecare zi sunt în vacanță. Devo fare un spazio, pentru că îmi fac timp. O oră, jumătate de oră, depinde. Îmi iau timp cu Dumnezeu. În fiecare zi riposarmi sotto la palma nel deserto dove c'è l'oasi. Trebuie să mă fresca dalla sorgente, parlare con Gesù e questo è molto importante parlare. Trebuie să mă però è anche ancora più importante. Să-mi iau timp să ascult de la Dumnezeu, să aud vocea, să mă conectez cu El, să-mi iau timp chiar și pentru o odihnă fizică, ca să pot să fiu în formă și să pot să-L laud pe Dumnezeu. Nu este suficient doar să lăudăm pe Dumnezeu, este important să și stăm tăcuți, în liniște, ca să auzim vocea lui Dumnezeu. Psalmul 100 spune: strigați de bucurie către Domnul, tot pământul, slujiți Domnului cu bucurie, veniți înaintea Lui cu cântece de biruință, să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, a Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu mulțumiri pe porțile Lui, cu laude în curțile Lui, mulțumiți-i și binecuvântați-i numele, căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din generație în generație. Psalmul 100. Slavă Domnului! Psalmul 100 de la 1 până la 5. Tot psalmul. Slavă Domnului! Să ne aducem aminte că atunci când mergem înaintea Domnului, mergem întotdeauna lăudându-L. Întotdeauna să mergem înaintea Lui cu laude. Però dopo senti che lo spirito ti dice, lo spirito si calma e quello è il momento di stare zitti e ascoltare il Re. Și atunci când te simți liniștit și pace în inima ta, atunci este momentul să stai și să asculți. Però il diavolo viene, come dice Matteo 13, gli uccelli vengono e ti rubano la parola. Te la dimentichi?
ti sei fatto rubare la soluzione per uscire da qualche fossa. Scriverlo. Atunci când Domnul îți dă ceva, să scrii imediat, pentru că diavolul poate, așa cum zice în Matei 13, trimite păsările și semințele care scad pe drum, lângă drum, sunt culese și furate. Cu alte cuvinte, diavolul îți fură cuvântul. Deci să avem grijă de asta, slavă Domnului! Vă mulțumim, fraților, pentru că ați fost împreună cu noi în tot acest timp. Domnul să vă binecuvinteze și până la... Până la următoarea întâlnire, vă dorim toate binecuvântările. Domnul să ne ajute pe toți să punem în practică cuvântul Său. Amin.